Bună dimineața și bun găsit la Daily Briefing. Claudiu Cazacu sunt și mă bucur să ne reauzim. EURSD nu s-a mișcat foarte mult dacă privim valorile de deschidere și valorile de închidere ale ultimelor, să spunem, 24 de ore. Am avut un salt temporar peste pragul de 1,32 și cele din urmă perechea valutară a revenit în această regiune. Datele de ieri au fost unele în general slabe pentru Statele Unite în prima parte, arătând ulterior însă o imagine ceva mai bună. De exemplu, indicele de încredere în economia IBD-TIP a revenit la 46 de puncte, iar vânzările totale de autovehicule au înregistrat o valoare deosebit de bună, 16,1 milioane de unități. Încrederea americanilor în a cumpăra aceste automobile este luată ca un semn bun pentru orizontul imediat sau mediu de timp. De asemenea, evaluarea economiei din partea Fed prin intermediul raportului Beige Book este una de creștere, de revenire moderată a economiei, ceea ce a reușit să ajute în sesiunea asiatică dolarul. În același timp, avem, bineînțeles, dezbaterile legate de ce se va întâmpla în Siria. Toate acestea se suprapun însă peste o perioadă în care băncile centrale sunt chemate să decidă. Și atunci putem să ne creăm câteva scenarii, dar va trebui să fim flexibili în abordarea noastră. Pentru EURSD, în momentul de față 31,63 pare a fi un suport destul de bine susținut. Dacă rezistă acest nivel pentru următoarele câteva ore, am putea spune că 1.31.78 ar putea fi din nou depășit și apoi zona 1.31.94-1.32 ar fi cea pe care piețele ar încerca să o atingă. Dar ce se întâmplă astăzi depinde mai ales de conferința de presă a lui Mario Draghi și de mesajul pe care această conferință îl transmite. De exemplu, am văzut că cele mai multe estimări sunt de temperare a entuziasmului și anume o poziție mai degrabă, să spunem, blândă, dovish în ceea ce privește politica monetară. O asemenea poziție, de obicei, aduce o depreciere a monedei. Din punctul meu de vedere însă, în vedere semnele din economia reală europeană, nu mă aștept ca Mario Draghi să fie deosebit de pesimist. Bineînțeles, probabil că va menține acel mesaj cum că dobânzile vor fi limitate pentru încă o vreme. E posibil ca sub presiunea întrebărilor să menționeze din nou orizontul anului 2014, dar nu mă aștept să fie deosebit de pesimist în privința economiei europene. Bineînțeles, va menționa cel mai probabil riscurile la adresa sistemului financiar provenind dinspre Siria. În orice caz, vom vedea efectiv ce discută Mario Draghi și, mai mult decât atât, vom urmări în timp real acest lucru în cadrul evenimentului de live trading. Dar până la conferința de presă, avem la 3 fără un sfert anunțul privind rata de dobândă. Aici 0,5% este valoarea larg așteptată și pe care o anticipăm de asemenea. În plus, avem la 3 și un sfert raportul ADP al pieței muncii decalat cu o zi, datorită faptului că luni nu s-a lucrat în Statele Unite. Și această valoare ar urma să aducă o creștere de 275.000 de locuri de muncă. Deci un mix de date destul de dificil de anticipat unitar, care
În orele următoare pot aduce mișcări destul de importante. Spre exemplu, un ADP bun ar trage EURUSD în jos, în timp ce o poziție optimistă a lui Draghi ar putea să îl reîmpingă în sus. 3 și un sfert raportul ADP, 3 și jumătate conferința de presă a lui Mario Draghi. Ei bine, asta înseamnă că trebuie să definim câteva repere și un scenariu de bază. 1.31.63 am spus suport. Sub acesta, eu mergeam pe 1.31.46, dar cred că cel mai bine ar fi să ne ajustăm, să ne gândim undeva la un minim local de la 1.31.37, fiindcă acesta ar putea să fie cel pe care îl iau în seamă majoritatea participanților la piață. Pe moment, aș spune că EURUSD are o șansă pozitivă. Destul de dificil l-aș vedea depășind 1.32.26 sau chiar și 1.31.63 înainte de o veste destul de puternică și această veste ar trebui să vină în această după-amiază. Dacă spargem în sens inferior și 1.31.37, zona 1.31.05 reprezintă următorul reper de suport. Pe termen scurt, spuneam, opțiunea laterală este mai probabilă, poate chiar una ușor ascendentă, având în vedere nivelurile de acum. Rezistență intermediară la 1.31.94, apoi la 1.32.07 și 1.32.26. Mesajul interesant apare dacă depășim acest vârf local și, în acel caz, 1.32.55 ar putea fi atins și poate chiar a merge peste. Fundamental, aș spune că în momentul de față există o șansă marginal favorabilă monedei unice. Dar aceasta, câtă vreme va fi păstrată fereastra de relativă relaxare în privința Siriei. Această fereastră s-ar putea închide destul de curând. Reuniunea G20 a început. Aici au existat discuții pe marginea cooperării împotriva evaziunii fiscale, unei cooperări și coordonări a răspunsului statelor în legătură cu această problemă. Și vom vedea cum arată declarația finală. Există o schiță ce e cunoscută. În ședința de astăzi sau cel mai târziu mâine vom vedea mesajul G20. Acesta este important să inclusiv pe ideea unei discuții între Statele Unite și Rusia pe tema Siriei. Tema Siriei aparent detenționată, aparent lăsată la o parte în ședința de ieri, temporar, și care a revenit însă în actualitate și cu siguranță va fi un scenariu de tip on-off, ce va spori o volatilitate ce oricum ar fi fost destul de ridicată. Pentru GBP/USD, datele bune de ieri au alimentat o apreciere pe echivalutare, însă, nereușind să închidem peste 1.56.27, slăbiciunea a cuprins din nou, mai ales înaintea deciziei Băncii Centrale, a cuprins această pereche. Scăderile sunt marginale și corective deocamdată și vedem o mișcare ce ar putea continua spre linia de trend, spre 1.55-75. Dacă acest prag este spart, atunci 1.55-55 și 1.55-29 intră în discuție. Bank of England n-ar trebui să surprindă, ar trebui să păstreze parametrii curenți și în cazul în care va oferi detalii în comunicatul de politică monetară, acesta ar trebui să fie cel mult în linia celui anterior. Având în vedere datele mult mai bune, am putea avea mai degrabă fie o interpretare neutră sau neschimbată, fie o interpretare ceva mai
favorabilă. Aceasta ar putea fi de un impact neutru sau relativ pozitiv pentru lira sterlină. Dacă spargem 56,27, atunci ne gândim la alte repere și aș vrea să folosim astăzi nivelul de extensie de 113 la 1,5664 și ulterior nivelul de extensie de 127 la 56,93. Lira sterlină ar putea să fie mai dinamică, mai ales în jurul orei 3 și un sfert când vin datele din Statele Unite, date ce pot mișca dolarul în general. În Japonia, Banca Centrală a păstrat parametrii actuali, anume va continua cu tiparnița, dar este un pic mai optimist în privința economiei și acest lucru teoretic ar fi trebuit să împingă ienul în sus. Nu s-a întâmplat așa ceva decât temporar. Am avut o întărire a USD/JPY, o scădere a USD/JPY, o întărire a ienului, dar ulterior senzația favorabilă riscului și o anumită nervozitate, vedeți, o emotivitate extremă în piețe, mișcări abrupte în sens descendent, dar abrupte și scurte, urmate de reversări. Această nervozitate a dus la testarea și depășirea pragului de 100, într-un mediu ce poate fi, din ceea ce vedem noi aici, un mediu ce poate fi ușor deplasat într-un sens sau într-altul. Deci, atenție, nivelul de stop loss trebuie să fie ceva mai îndepărtate, dar evident cu păstrarea risk managementului, pentru a nu avea situații de închidere prematură a pozițiilor. Rămânem pe un trend principal favorabil, fie pe H1, fie pe H4, dar semnul de întrebare al pragului de 99-91 este în continuare acolo, fiindcă nu am închis peste acest palier pe H4. Din punctul meu de vedere, șansele sunt mai degrabă în favoarea USD/JPY, în favoarea dolarului în raport cu ienul și 100,14 ar putea fi testat astăzi, poate chiar și 100,45, dacă spargem 100,14. În cazul în care avem o închidere acestui interval H4, deci în 2 ore, la o închidere, să zicem, la 99,85 sau mai jos, ar fi un semnal de slăbiciune și am putea asista la o nouă retestare a 99,50. Suport următor la 99,25 și apoi în zona 98,98. Aurul a fost destul de slab ieri. Eu aș spune că există în momentul de față o poziționare negativă pe aur datorită faptului că se aștepta o intervenție destul de rapidă. Președintele Obama s-a vorbit la Stockholm de abilitatea de a interveni fără Congres, fără acordul Congresului, dar totuși va aștepta până la urmă acordul acestui for legislativ și aș spune că acesta ar fi motivul pentru care dolarul a slăbit, aurul s-a contractat în ședința de ieri până la pragul de 1384. Ulterior, 1384 a fost din nou testat, dar nu avem o închidere clară sub acest nivel. Aș zice că 1372 poate fi vizitat dacă avem din nou o închidere, de data asta nu sub 1384, ci sub acest 1382. O asemenea închidere ar fi un semnal de slăbiciune. Întrebarea legată de conferința de presă este în desfășurare, această conferință de presă, da, este în desfășurare. Avem un comunicat de politică monetară și avem o conferință de presă care se desfășoară la câteva ore distanță, nu este specificată ora. De obicei, abia după ce începe
este cunoscută. De fapt, este anunțată cu puțin timp înainte. În momentul de față este în desfășurare, dar elementele cele mai importante cred că au fost deja lămurite. Pe traseu ascendent. Un traseu ascendent de urmărit în două situații. Fie avem vreo lansare de rachetă sau vreo provocare sau vreo declarație a unui nou stat care s-ar implica în conflict și acest lucru împinge prețul aurului peste 1394, fie avem date foarte slabe din Statele Unite la 3 și un sfert, sau la ora 5, când avem indicele ISM în sectorul serviciilor. Oricare dintre aceste ipoteze, mai ales dacă ele sunt combinate, ar putea să ducă la deblocarea pragului de 1394 și ulterior o mișcare, eu aș vedea-o asimilată testării retragerii de 68 la 1402 și apoi deja, chiar dacă putem să ne gândim și la retragere intermediară la 77, a spune că deja 1416 intră în discuții. Probabil că traseele parcurse astăzi sau mai ales mâine vor fi mult mai largi. Votul Congresului American în privința Siriei din datele pe care le-am verificat ultima oară va fi la începutul săptămânii viitoare. Nu știu exact ora, de obicei ar trebui să fie după amiaza seara pentru România. Poate uneori chiar și mai târziu, deci seara spre noaptea târziu. Vom discuta când avem date noi, probabil că luni vom ști mai cu mai multă precizie acest lucru. Piețele de capital au cunoscut o revenire neașteptată de puternică, un eșec de a sparge 8.093 și încetul cu încetul ne-am apropiat de 8.228. Am spart și rezistența următoare. Ce intră în discuție acum? 8.272. Acest apetit pentru risc ține de o poziționare temporară, a spune eu, și de o conjunctură de piață, anume imposibilitatea de a sparge vechiul nivel și amânarea intervenției în Siria până la urmă. Băncile centrale sunt iarăși se speră de partea piețelor. Vom vedea dacă vor fi chiar așa și mai ales dacă Fed-ul va păstra această opțiune. Pentru moment, ceea ce vedem aici este în continuare o evoluție laterală și mare atenție dacă nu reușim să spargem 8272 sau în cazul unei mișcări urmărite pe termen mai scurt, H1 sau sub H1, 8276, doar câteva puncte distanță. Dacă avem o spargere peste acest nivel, probabil că 1300-1325 pot fi relativ ușor atinse, dar aș fi foarte atent dacă nu cumva pe aici apare o anumită oboseală și lucrurile o iau din nou în pantă, în secvență descendentă. Caz în care 8170, 8150, 8133 și apoi 8093 sunt suporturile de urmărit. Statele Unite, iarăși o revenire ce ar fi cu adevărat importantă în cazul în care sparge pragul de 14.995 de puncte. Deocamdată ne păstrăm într-un relativ echilibru. Ieri după amiază, cu acele vânzări de autovehicule și apoi cu indicele de încredere a IBD Tip și un confirmat ulterior de datele Beigebook, am avut o reacție net favorabilă și acum, pe termen foarte scurt, ar trebui să vedem mai degrabă o posibilitate de continuare. În cazul în care spargem 14.945, probabil că această zonă vreo 20 de puncte am mai putea câștiga. Dacă dorim un nivel și mai apropiat, intermediar, atunci acesta este la 14.976. Următorul fiind la 14.995. Suporturi 842, 801 și apoi 737. Eu aș fi foarte atent în zilele și, dacă nu, prima jumătate a săptămânii viitoare la acest prag.
de 737. Dacă el este cumva spart, e posibil să alunecăm spre 14.650 sau în cele din urmă și mai jos. Pe termen scurt, există, evident, vizibil pe grafic, un sentiment optimist care pare în momentul de față ușor anticipativ. Petrolul se păstrează într-un range, nu am alunecat sub 114.32, chiar și închiderea sub 114.77 a fost de scurtă durată, și în momentul de față ne păstrăm într-un range de aproximativ 1 dolar. În privința stocurilor de petrol, ele sunt estimate a scădea cu 1,9 milioane de barili în Statele Unite. Petrolul este însă susținut, chiar și dacă datele nu ar fi foarte, foarte bune pentru cumpărătorii de petrol, acest instrument este susținut de către presiunea unei conflagrații în Orientul Mijlociu, iar acolo apropierea weekendului nu va face decât să sporească nervozitatea. Totuși, tehnic, există momentul, chiar în momentul de față, puține argumente pentru a sparge acest palier, chiar dacă găsim argumente de mișcare favorabile. Dacă depășim în interiorul ședinței de astăzi 115.79, ne putem uita la 116.62 și apoi 117.32 ca niveluri suplimentare de rezistență. Peste 117.32, aș zice că e suficient loc pentru a merge încă destul de consistent, poate până la 1 dolar pe baril. Să ne uităm puțin pe Euroron. El în continuare ne arată un leu în retragere, o ipoteză discutată și o ipoteză de fragilitate ce ține și de factori externi, dar mai recent e vorba de interpretarea negativă pe care am văzut-o în privința datelor de PIB. Investițiile în scădere și consumul în stagnare nu sunt lucruri ce pot fi susținute multă vreme. Deci creșterea PIB-ului doar pe bază de exporturi e o problemă. În plus, cred că există un impact pe monede emergente și monede centrale și est-europene care începe să atingă și leul. Am fost relativ protejați, dar e posibil ca acest lucru să se schimbe. Dacă spargem și 4,46-55, atunci riscurile sunt semnificative și am putea merge chiar către 4,49. Deci leul poate avea unele probleme dacă situația nu se liniștește în plan internațional. Nivelul de suport pentru astăzi este în zona 4,44-20, 4,43-60 și apoi 4,42-70. O corecție normală sau o pauză ar fi undeva spre 4,45-70, deci vreo 60-70 de pipși. Mulțumesc pentru atenția dumneavoastră la acest webinar ușor mai întins în timp. Vreau să vă sugerez să fiți atenți în piață la două, în Marea Britanie, la 3 fără un sfert, decizia publicată pe site-ul BCE și la 3 și jumătate conferința de presă. Distractiv va fi și ce se întâmplă la 3 și un sfert și la ora 5 în Statele Unite cu raportul ADP și ASM în sectorul serviciilor. Mulțumesc pentru atenția dumneavoastră, o zi frumoasă și profitabilă. Toate bune, la revedere!